s-a putut lua. Nu ne-a anunțat absolut nimeni. Aceasta este situația uneia dintre cele 20 de familii din localitatea Beiu, ale căror case au fost inundate. Oamenii au fost informați, stăm împreună cu reprezentantul de la ISO, cu viceprimarul și cu toți în toată localitatea. Am stat, dar probabil unii le plăcea să stea de la pește în loc să-și consolideze pe lângă casă. Râul Teleorman a rupt digul construit din saci de nisip și a inundat satul Beiu. Pe alocuri, apa a ajuns chiar și la un metru. Se poate vedea pe această casă că nivelul apei este aproape de fereastră. Uitați unde ne ținem porcii, păsările. Cât a fost apa pe aici?